Un bărbat din Chișinău, Criș, județul Arad, și-a amenințat soția că îi dă foc, astfel că a stropit-o cu combustibil. Acesta a fost, de fapt, finalul conflictelor între cei doi soți, pentru că imediat după aceasta, bărbatul a fost trimis în judecată de către procurorii parchetului de pe lângă judecătoria Chișinău-Criș pentru săvârșirea infracțiunilor de amenințare, distrugere și violență în familie. Înainte însă de acest ultim scandal, tot din cauza unor neînțelegeri conjugale, bărbatul a tăiat cauciucurile autoturismului ce aparținea soției, apoi a bătut-o fără milă. Dosarul va fi înaintat spre competentă soluționare.